Salutare! Mă numesc Vasile George Dâncu, sunt editor de Cluj, Transilvania și România și vă voi vorbi acum despre puterea editorului, publicarea autorilor de long seller. Câteva cuvinte despre editorul român aici și acum. Un lucru e clar, pandemia duce la criză, numai că noi românii ne plângem și când ne este bine, dar apoi în vremuri mai complicate. Afectate direct sunt librăriile clasice. Sper să-și revină după restricții și le țin pumnii să depășească această perioadă. Legat de editura Școala Ardelean, este ca pentru toată lumea o încercare și o provocare, dar luăm partea pozitivă a lucrurilor. Redacția lucrează de acasă, punem lucrurile în ordine, reluăm proiecte editoriale pe care nu am avut timp să le dezvoltăm și tipărim cărți, chiar și acum, pentru piață sau pregătim volume pentru atunci când ne vom putea întâlni la târguri de carte și lansări. Piața de carte probabil nu va mai fi așa cum era înainte de nebunia COVID. Au crescut și vor mai crește vânzările online. Acest lucru nu suplinește vânzările din librării și de la evenimentele culturale. Editorii încearcă să construiască o piață de carte online funcțională, la fel și noi ne adaptăm la acest fenomen. Editura Școala Ardelean a inițiat proiectul Biblioteca Virtuală, ce are ca scop editarea de cărți electronice care vor fi puse la dispoziția cititorilor gratuit, ele putând fi descărcate în format PDF de pe site-ul nostru. Un alt pas pe care îl facem este publicarea de e-book-uri. Astfel, cititorii vor putea achiziționa cărțile preferate și în format electronic. Până acum, Biblioteca Virtuală oferă volumele alcătuite de Irina Petraș și apărute sub egida filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România și le enumăr acum: Viața literară la Cluj, Scriitori ai Transilvaniei, Transilvania din Cuvinte, 70, Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România și Almanahul Literar Steaua, o carte dedicată acestui eveniment. S-au sărbătorit anul trecut 70 de ani de la înființarea acestor instituții și, nu în ultimul rând, albumul Viața Literară în Imagini 1949-2019. În ceea ce privește vânzarea de carte electronică, începând cu 1 mai, cărțile editurii propuse pentru piața de carte sunt publicate atât sub formă tipărită, cât și în ediție online. Unele sunt disponibile pe site-ul nostru gratuit, iar altele vor putea fi citite după efectuarea plății. Prima carte publicată în dublu format este un proiect editorial care continuă seria Centenar. Se numește Trianon, un volum coordonat de Vasile Pușca și Ionel N. Sava, avându-i ca autori pe Florin Abraham, Vasile Sebastian Dâncu, Codruța Popovici Jucan, Dumitru Preda, Vasile Pușcaș, Narcisa Mariana Radu, Gabriel Virgil Rusu, Tudor Salanțiu, Ionel N. Sava, Șerban Turcuș, Veronica Turcuș și Vasile Vesa. Este, cred că cel mai important volum dedicat acestui fenomen. Singura sărbătoare Singurul eveniment legat de închinat fenomenului Trianon din perspectivă românească a fost practic această carte. Reamintesc că pentru cărțile dedicate acestui moment istoric, editura Școala Ardelean a fost decorată de către președintele Klaus Iohannis cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Acum fac un îndemn pentru români. Pe lângă alimente și dezinfectante, cumpărați și câte o carte. E nevoie de așa ceva. Cei care nu-și permit pot accesa gratuit cărți oferite de diverse edituri și biblioteci care au venit în întâmpinarea cititorilor în această perioadă de pandemie. Legat de publicarea de carte în aceste vremuri, consider că trebuie obligatoriu să mergem înainte, iar crezul meu editorial este cartea care dăinuie. Și voi vorbi acum, în a doua parte a acestei conferințe, despre ce rămâne după publicarea cărților, despre fenomenul long seller. Editura Humanitas a editat în 2013 o istorie a bestsellerului de Frederic Ruvioa,
traducere din limba franceză de Emmanuel Marcu. Și bine a făcut, fiindcă după 2 ani de la apariția primei ediții, volumul a devenit un reper pentru cei dornici să știe unele lucruri despre universul tainic al cărții și despre drumul ei spre succes. Frédéric Rouviot se alătură altor autori cunoscuți care au scris volume importante despre cartea ca bestseller, precum Mihail Korda, Frank Mott, Cliff Bloom sau John Sutherland. Interesul pentru acest fenomen a luat naștere pe motiv că încă de la apariția primelor cărți, autorii, editorii și librarii s-au întrebat de ce o carte stârnește atenția și este vândută mai bine decât alta. S-au publicat numeroase volume despre cum să scrii un bestseller și cu siguranță autorii lor n-au avut succes prea mare. De ce acești autori care scriu cărți despre cum să gândești și să concepi un bestseller nu au scris ei o carte care să devină bestseller? Răspunsul ar fi acesta. Succesul unei cărți și multitudinea exemplarelor vândute nu țin de o rețetă universal valabilă. Dar dimpotrivă, pentru Rouviot, parafrazându-l pe Jean Dormesson, acest fenomen editorial scapă explicații raționale. E tehnic irepetabil și în esență rămâne imprevizibil. Este drept că intră în joc și strategia coerentă a unui editor, căci o carte, oricât de bună ar fi dacă nu e publicată de un profesionist, se plictisește între ghilimele, zăcând plină de praf în librărie. Dar dincolo de iscusința editorului, intervine mâna hazardului. Nu vom ști niciodată de ce o carte în care nu ți-ai pus speranța că se va vinde nu are succes și un volum la care te așteptai să stea sub semnul nereușitei îl publici în mai multe ediții. Acest caracter al imprevizibilului are cu siguranță legătură și cu faptul că o carte nu este un produs seriabil, precum ciorapii, nasturii sau cuiele. O carte este unică, de aceea în lumea editorială avem de face cu o lipsă de concurență sau cu o concurență atipică. Originalitatea autorului și felul inedit de a promova al editorului creează drumul spre succes al unei cărți, drum pavat cu pietrele neprevăzutului. În fond, ce este un bestseller? O carte care se vinde în mai multe exemplare într-un timp foarte scurt. Pornind de la această definiție, specialiștii încearcă să propună anumite standarde editoriale. Câte exemplare și în cât timp? Însă vom vedea, nu contează acest lucru, ci febra cumpărătorului. O carte de succes se confruntă cu două probleme, efemeritatea și incertitudinea valorii, căci în realitate, ne spune autorul acestei cărți despre bestseller, succesul și valoarea literară, calitatea și cantitatea nu sunt de fel în raporturi obligatoriu. Și mai nou, cred că succesul de multe ori se confundă cu non-valoarea. În ceea ce privește perenitatea, un bestseller este ca omul sub vremi. Dușmanul său principal este timpul. Paradoxul este că se vinde într-o perioadă scurtă de timp și moare la fel de repede. Și aici aduc în discuție ceea ce numim long seller, un cuvânt care sper că va fi folosit tot mai mult în limba română și nu numai. Long sellerul este un bestseller care a biruit timpul. O carte devenită obligatorie, frumoasă definiția clasicismului, obligatorie și care va rămâne obligatorie, bestsellerul se transformă astfel în long seller, ne spune la pagina 60 Frédéric Rouviot, care aduce ca exemple Don Quixote, Candid sau Optimist, Robinson Crusoe, Mizerabili sau Micul Prinț. Cărți care au avut un mare succes când au apărut și care se bucură de căutare și acum. Sunt și cazuri în care începuturile au fost modeste. Cel mai citit autor, de-a lungul vremii, figurând în topuri după Biblie, nu are succes în timpul vieții. A trebuit să treacă 300 de ani, ca Shakespeare, că despre el este vorba, să vândă 4 miliarde de exemplare din cărțile scrise de el. Sper că cineva acolo sus îl informează despre faima sa stumă. Este triumful unor cărți asupra timpului,
pe când altele au părăsit scena istoriei, cu toate că au fost prințesele momentului. Cine își mai aduce aminte acum de Cobra, scriitor francez, autorul bestsellerului La Madone de Sleepings, vândut în milioane de exemplare, așa cum nu vom mai auzi decât ca fapt divers de fenomenul Sandra Brown. Umberto Eco sau Borges vor fi căutați permanent în librării și biblioteci sau citiți pe internet, dar Dan Brown sau Paulo Coelho mă îndoiesc. Ian Fleming, creatorul lui James Bond, mai are un pic până când cărțile lui vor fi uitate total, în favoarea celebrelor filme cu acest personaj. În schimb, Agatha Christie și cei 10 negri mititei a ei se vor vinde în continuare. Memoriile de război ale lui Charles de Gaulle s-au vândut după eliberarea Franței de Germania nazistă în 400.000 de exemplare în 3 săptămâni. Winston Churchill a primit premiul Nobel pentru literatură. Președintele Kennedy a obținut premiul Pulitzer în 1957, iar președintele Obama a vândut în campania prezidențială din 2008 6,6 milioane de exemplare din cărțile sale. Nu cred că mai știe cineva că președintele Kennedy a scris cărți. De Gaulle mai este citit doar de câțiva francezi mândri. Obama încet încet va cădea în uitare ca autor. Iar Churchill este singurul care va mai fi editat, probabil cu o antologie din vorbele sale celebre. Atât. Și exemplele ar putea continua, dar vă las pe dumneavoastră, dragi cititori, să faceți un experiment. Să vă gândiți la ce cărți ați citit și să vedeți care stau sub semnul uitării și care vor dăinui în timp, care se vor transforma din bestseller în long seller. Și bineînțeles, pentru lămuriri suplimentare, citiți această admirabilă carte, Istoria bestsellerului de Frederic Ruvioa. La acest lucru m-am gândit când, în calitate de director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, am propus un premiu Cartea care dăinuie. Și mă bucur că, în calitate de editor, caut să public cărți vandabile, dar care să fie și de mare valoare culturală. În timp, aceste volume să rămână, și aici dau ca exemplu Istoria Transilvaniei de Ioan Bolovan și Ioan Aurel Pop, Triburile, Patologia politicii românești de la Revoluție la Generația Facebook de Vasile Sebastian Dâncu și, în ultimul rând, Inteligența materiei de Dumitru Constantin Drucan. Despre cea din urmă s-a spus că a fost un bestseller al anilor 80, primul tiraj epuizându-se rapid, iar orice formulă de a se reedita în plin comunism, nefiind posibilă. După Revoluția din 1989, se reeditează și se acordă primul Vasile Cont al Academiei Române. S-a reeditat apoi într-o a treia ediție, revizuită și adăugită, iar acum editura Școala Ardeleană pregătește ediția 4 actualizată. Mă bucur de succesul autorului și al editurii, dar mult mai tare mă bucur că Inteligența materiei, fiind o carte de mare însemnătate științifică, a fost un bestseller devenit acum un long seller. S-a ridicat de sub vremi și viața acestei cărți durează și va dura. Așadar, laudă autorilor pe care pariez cu încrederea că vor învinge timpul. Și acum, într-un al treilea moment al conferinței, vă propun un elogiu al autorului. Nu am fost un student bun. De la cursuri fugeam la cafenele, crâșme, biblioteci sau redacții de ziare, după caz. Preferam să citesc la bibliotecă un volum de Achim Mihu, Aurel Codoban, Andrei Marga, Vasile Muscă, decât să-i ascult de la catedră. Am avut tot timpul ceva de autodidact mai degrabă decât învățăcel. Nici acum nu știu de ce. Eram ca atâția alții, studentul risipitor, boem și nonconformist, dar cu o prețuire ascunsă a ceea ce însemna profesorul. Era mai degrabă o stare metafizică decât prezența obișnuită pe coridoarele universității. Anii au trecut și această distanță a mea de la învățăcel la profesor am simțit-o tot mai acut ca pe o mare neîmplinire. Cărțile nu înlocuiau catedra, cafenelele nu țineau locul sălilor de curs și atmosfera încinsă a barurilor nu avea de-a face cu simpozioanele universitare.
Și de aici, neliniștea unui tânăr atras de spiritul academic, dar care nu a făcut parte din el. Dar am avut norocul să fiu editor. De la 25 de ani lucrez în această meserie, ciudată, între ghilimele, și frumoasă. Și am găsit soluții la problema mea. Așa că m-am gândit că nu pot să mă apropie de profesor decât prin această relație editor-autor și că nu pot să le aduc un mai mare elogiu decât să le public cărțile. Prin profesor nu înțeleg neapărat numai cel care mi-a predat pe la diverse școli, ci orice intelectual de la care am ceva de învățat. Mai ales cultură, spiritualitate și umanitate. Acum sunt fericit un învățăcel a se auzi editor, care are numeroși profesori, a se auzi autori lângă el. Cred că cele mai multe învățături le-am dobândit de la profesori în timp ce le publicam volumele. Așadar, mulțumiri Irina Petraș, Dumitru Constantin Dulcan, Achim Mihu, Vasile Sebastian Dâncu, Vasile Pușcaș, Miron Ionescu, Sandu Frunză, Vianu Mureșan, Ioan Aurel Pop, Radu Preda, Ioan Bolovan, Ion Vlad, Mircea Mutu, Aurel Codoban, Andrei Marga, Mircea Popa, Onufre Vințeler, Aurel Sasu, Vasile Muscă, Tudor Cătineanu și Constantin Cubreșan și mulți alții, tuturor întreaga mea considerație. Aș spune că universitățile mele au fost, parafrazându-l pe scriitorul rus Gorki, tipografiile, redacțiile, librăriile, bibliotecile și editurile. Închei pe un ton optimist, în ciuda vremurilor complicate, cartea nu va dispărea, deoarece omul are nevoie de poveste, de mărturisirea și de publicarea ei. De aici necesitatea editorilor. Iar dacă se publică ce e valoros, atunci fenomenul editorial dăinuie și nu e vulnerabil. Lectura combate pandemia. La bună vedere!